Febră, nas înfundat sau durere de gât, iată câteva dintre simptomele supărătoare ale virozelor respiratorii. Specialiștii ne recomandă să le tratăm cu atenție pe fiecare în parte pentru o însănătoșire rapidă. Pentru rezultate imediate, fără efecte adverse, avem la îndemână multiple tratamente din plante medicinale adresate fiecărui simptom. Pentru aceste răceli, eu aș recomanda oamenilor acest ceai bronhopectoral, care are în compoziția lui cimbrișor, pătlagină, șovârf, tei, soc, și mai multe alte plante pe care, în funcție de cerințe, pot să le modific după rețeta mea care este. Potbalul chiar este băgat aici, este introdus aici în plantă. Și mai sunt. Pentru imunitate avem echinacea care creează un echilibru extraordinar de stabil. Avem cătina care este multimineral, multivitaminic și în cazul acesta face foarte mult pentru organism. Ceaiurile, alături de citrice și miere, sunt un remediu care ameliorează simptomele unei răceli. Este foarte bună mierea. Mierea, fiind un produs natural, este foarte bună pentru răceală. Și mai ales mierea de tei, care este un antioxidant pentru organism. E bună și mierea de salcâm și mierea polifloră. Care și sistemul imunitar pentru infecție, pentru dureri de gât, pentru tufse, pentru dureri de stomac. Au crescut vânzările acum odată cu venirea sezonului rece? Nu prea. Nu e putere de cumpărare, nu-s bani. Tratamentele naturiste au câștigat serios teren în fața medicamentelor. Luăm ceaiuri, pastile, paracetamol, bem ceaiuri de tei să ne liniștească, de gălbenele, cam așa merge. Tot așa cu ceaiuri de așa, de bulien de așa, că e foarte bune, facem dimineața, seara, răceală n-am avut. Băi, părvinde cu sare la picioare. Specialiștii recomandă o atenție specială hidratării în timpul răcelilor. Ceaiurile călduțe sau supele de legume sunt la îndemâna oricui. În plus, odihna poate influența considerabil vindecarea. Din meniu nu ar trebui să lipsească nici legumele și fructele proaspete.